spectator, ne aflăm la Colegiul Național Alexandru Ioan Cuza, unde o să stăm un pic de vorbă cu doamna profesor Daniela Sârghie, directorul colegiului. Se pare că doamna o să ne dea niște vești foarte bune. Bună seara, doamna directoare! Bună seara, doamna Florențiu! Bună seara, stimați telespectatori! Da, bine ați venit la noi la liceu! Cu drag! Astăzi avem ziua universităților. Am invitat în toamnă grupul Educativa, este un grup din caravana educațională Universidei, la noi la Focșani. Astăzi este la noi la liceu. De ce? Pentru că ne preocupă parcursul ulterior al absolvenților noștri de liceu. Mulți dintre ei doresc să fie din timp informați asupra posibilităților pe care le au când vor termina liceul. Clasele a 9, de la clasa 9 până la clasa 12. Sigur, cei de clasa 12 deja sunt pe ultima 100 de metri, peste două săptămâni încheie cursurile. Deja majoritatea știu ce anume vor urma când, după ce vor absolvi liceul și după ce vor trece de proba bacalaureatului. Dar avem elevi de clasa 11 care vor să fie informați și celelalte clase, 9-a și 10-a. Au venit prin această caravană educațională mai multe universități, printre care British Council, Universitatea din Northampton, din Statele Unite, a mai venit American Academy și multe altele. Nu stau să le înșir pe toate. În afară de această caravană educațională, mai avem astăzi încă niște invitați de la Universitatea de Medicină și Farmacie din Iași, Grigore Tepopa, care vor prezenta elevilor de clasele terminale a 11 și a 12 a Universitatea. Sunt sus la bibliotecă, ceilalți cu caravana sunt în sala de sport. Da, și acolo clasele vor fi programate pentru a merge și împreună cu diriginții, cu profesorilor, pentru a putea fi nu numai informați asupra facultăților pe care le vor urma, dar și consiliați. Există consilieri care vor purta discuții cu acești copii. Ei s-au înscris de săptămâna trecută pe site-ul Universității. Există niște coduri pe care ei le-au primit în urma înscrierii și pentru a evita, eu știu, disfuncționalități, pe baza acestor coduri vor intra în discuții cu cei care au venit. Da. Doamna directoare, vreau să vă întreb, și asta cred că o fac în numele celor care ne privesc acum, da, a părinților, aceste universități din străinătate, sunt, da, din străinătate. Da. Eu știu, au un discount pentru copiii care se înscriu, se plătesc, nu se plătesc? Nu știu să vă spun, nu știu să vă spun, probabil că da. Există universități care pot, la care pot accede copiii noștri prin împrumuturi la state, în străinătate. Da, sigur că da. Eu pot să vă spun din ceea ce cunosc foști elevi sau chiar și nepoți de-ai mei care au făcut împrumuturi la statul, în statul britanic, în Marea Britanie, în Anglia, și au, pe parcursul celor 3 ani de studiu, sau 4, depinde cât studiază, în anumite condiții ca să returneze pe anumită perioadă de timp. Nu știu exact. Aceste... Da, te-ai dus și întors, pentru că știu că în America așa se procedează, da, că sunt multe familii care nu își pot permite să plătească copiilor atâția bani, copiii împrumută și când termină facultatea. Da, asta înseamnă că îi obligă pe copii să rămână acolo, să lucreze. Nu e musai, pentru că sunt deschise granițele și pot lucra oriunde, pot să trimită sumele respective prin banca. Prin bănci, da, sigur că da. Deci nu ne putem gândi că e ceva închis. Însă, în afară de aceste facultăți străine care au venit astăzi, sunt și cele din România. Sigur că da. Este prezentat elevilor site-ul Admitere Online, unde pot să vadă tot felul de variante pentru ceea ce își doresc.
și sperăm să fie orientați la timpul potrivit, pentru că sunt mulți copii care în clasa 12-a sau la sfârșitul clasei 11-a iau hotărârea către definitivă, da, către ce vor să se îndrepte, pentru a putea să-și canalizeze toate eforturile pentru a reuși. Da. Noi avem aici la Cuza copii excepționali, mulți olimpici, mulți deosebiți copii. Din câte ați văzut dumneavoastră și din discuțiile pe care le-ați purtat, cam care ar fi opțiunile lor? Vor să rămână în țară sau mulți dintre ei vor să plece? Să știți că sunt copii foarte buni care vor să rămână în țară. Asta îmi pare. Da, sunt, de exemplu, Mihnea Nistoroiu, care e acum în clasa 12-a. Da, dintre a 5-a. Păi îmi este, da, da, merge la Politehnică, la automatică și calculatoare. Da, și o să aibă un succes. Da, e un copil extrem de bun și poate face față foarte bine și aici și peste hotare, însă el dorește să rămână în țară. Și am mai vorbit acum cu câțiva copii prin curtea școlii, copii care au fost să vorbească cu domnii de la sala de sport, unde dă la reprezentanții acestor universități. Acestei caravane, da, caravana aceasta. Să știți că mulți vor să rămână în țară și asta mă bucură foarte tare, pentru că trebuie schimbată și la noi mentalitatea. Încercăm să-i convingem să rămână, că e nevoie de ei aici, pentru că economia se poate dezvolta cu ajutorul lor, educația și sectorul sanitar și așa mai departe. Au nevoie de oameni bine pregătiți și care să-și facă treaba. Păi unde s-au dus copiii noștri în România, indiferent de domeniul de activitate, au, să folosesc o expresie așa mai, au rupt rândurile, adică s-au remarcat imediat. Copii excepționali, nu e păcat, și noi avem o școală de medicină excepțională, o școală de matematică deosebită. În povestea, doamnă, acum nu știu dacă ați văzut emisiunea, poate unii dintre telespectatori au văzut-o cu Dalida, care a fost eleva noastră până în clasa 10, a plecat la București și mi-a spus că nu se compară modul de învățat de aici, de la Cuza, unde a învățat ea, cu ce se face la București. Aici se învață mult mai serios, profesorii sunt mult mai implicați, îmi pare rău că fac afirmația asta. Asta a spus ea, eu nu fac decât să redau cuvintele ei. Bine, ea s-a dus la liceu de muzică și acolo probabil că se dă mai multă atenție părții artistice, pentru că la liceu la Sava sau la Lazar sau licee de tradiție, sigur că se învață foarte serios și, dar vreau să spun că era foarte mulțumită de modul, sau mai bine spus, de baza pe care a căpătat-o aici, la Colegiul Național Alexandru Ioan Cuza. Sigur că da, colegii mei se străduiesc cât pot pentru a-i ajuta să învețe pentru a se descurca în viață și pentru a urma o carieră universitară sau poate, eu știu, să urmeze o facultate și apoi să-și dezvolte competențele căpătate în diverse domenii unde e nevoie de ei. Sigur că da, și domnului e nevoie da, de... sigur că da. Noi ne străduim. Copiii din ziua de astăzi știu foarte bine ce au de gând să facă, sunt mult mai receptivi și având această sursă de pe internet și deschiderea aceasta către informații și din partea colegilor și consilierile pe care încercăm să le aducem prin cabinetul psihopedagogic, prin vizitele pe care le facem la diverse universități sau vizitele pe care le fac diverse universități. Până acum am avut, cred că peste 20 de universități care au venit și au prezentat oferta pentru anul viitor. Sau au venit aici, au venit, da, de la Iași, de la textile, au mai venit de la Galați, vreo 3-4, de la istorie, de la studii economice și așa mai departe. Păi, n-au venit degeaba, să știți, pentru că să știe că aici, la Colegiul Național Alexandru Acuza, sunt elevi deosebiți. Se învață foarte serios și oamenii au nevoie și ei de performări acolo. Deci nu întâmplător au ales Colegiul Național Alexandru Ioan Cuza. Noi ne bucurăm că au venit și ne ajută
și pe noi, ca și școală, să-i sprijinem în orientare. Da, ți se îndrădește să-mi dau un pic, că mă gândesc când eram noi în postura de a da examen de admitere, erau câteva facultăți, universități în toată țara și nu veneau ei să ne roage. Trebuia noi să mergem să învățăm cu câțiva ani înainte, știam deja unde o să ne ducem. Se învăța foarte serios, era un examen greu, cu mulți pe loc. Când reușea cineva la facultate, într-adevăr era o performanță. Acum lucrurile s-au schimbat, poate în bine, poate în rău, nu știu. Erau câte 20 pe loc la drept sau 10-12 la medicină. Eu am dat, erau 4 locuri la vioară, eu am terminat vioară, 4 locuri la vioară și vă dați seama ce concurență a fost, trebuia să fii, să lucrezi mult ca să poți să intri la o facultate. De fapt, serioase toate erau puține, Acum, uite, s-a dat posibilitatea tuturor copiilor să urmeze și studii universitare. Eu știu, asta poate e de bine, poate e de rău, nu știu. Nu știu, cred că ar trebui o politică de aceasta de care să studieze și să vadă care este cerința pe piața adică, momentul în care, să știți că am chiar urmăream aseară sau sâmbătă seara, nu știu când, o emisiune, nu știu pe ce program, în care se spunea despre absolvenții de facultăți, absolvenți care mulți dintre ei nu-și găsesc de lucru pentru că anumite specializări sunt supraaglomerate și nu au unde, efectiv, să lucreze. Și mulți dintre ei lucrează în alte domenii pe care și le-au... Vreau să vă spun că săptămâna trecută a trebuit să mergem la București și am lăsat mașina în loc și am luat un taxi. Da. Șoferul de taxi, am avut mult de mers, am străbătut Bucureștiul cu taxiul, șoferul de taxi mi-a spus că, știți, eu am două facultăți. Bun, și sunt șofer de taxi. De ce? Că n-am găsit nimic de lucru. Dar ați făcut facultatea, în momentul în care v-ați dus la facultate, v-ați interesat care sunt posibilitățile de angajare? Păi astea sunt foarte importante. Ei, nu că părinții m-au trimis colo, eu am fost și colo, m-am mai dus și la, am mai făcut și o facultate, nu mai știu ce facultate a făcut, bun. Dar vedeți, acum este așa o mândrie. Și eu zic, e o falsă mândrie. Am două facultăți bune, două facultăți, dar nu faci nimic cu ele. Păi în ziua de astăzi, toate liceele, toți absolvenții de liceu aproape fac diverse facultăți, însă nu știu câți dintre ei își pot găsi de lucru. Nu știu, dar elevii noștri, în general, de la CUZA, cam știu ce vor și se orientează destul de bine ca să-și găsească și după terminarea cursurilor de muncă, pentru că părinții investesc în ei, sprijină pentru a urma o universitate, iar ei după aceea, chiar unii dintre foștii noștri elevi chiar vin și ne spun că din anul 2 sau 3 deja ei au un loc de muncă, lucrează part-time și învață și chiar sunt bucuroasă când spun că au chiar în domeniul pe care studiază, sigur că da. Foarte mulți dintre copiii care se înscriu la facultate în alt oraș decât Focșani, că și Focșani văd că are facultățile ei, nu spun universitățile, au niște... Da, sunt filiale ale diverselor. Diverselor universități. Da. Foarte mulți se duc la în altă parte cu gândul că din anul întâi își găsesc și job și spun că cu unii m-am întâlnit și... Da, profesorii de la facultate sunt înțelegători și cum sunt... Da, sunt și câte o lună nu mă duc la facultate. Mie nu mi se pare corect să faci așa ceva, pentru că nu muncesc cu niște bani în facultate și după aia ce faci? Fiecare acționează cum gândește și cum crede de cuvință. Însă eu cred că cei copii care știu ce vor și care vor să-și facă un drum serios în viață, să fie apreciați acolo în domeniul în care lucrează, și să și câștige, că până la urmă și la câștig se gândesc. Da, sigur că se gândesc, da. Știu ce vor și atunci vor îmbina armonios, să știți, și învățătura și munca. Pentru că e important să știți că și practica aceasta pe care o fac ei lucrând part-time la diverse joburi, combinat cu ceea ce învață teoretic la universitate, la școală, e foarte important pentru ei. Fiecare... Vedeți, doamna directoare, sunt situații, sunt copii, unii copii foarte buni,
care vor să învețe, dar nu au posibilități materiale, părinții n-au de unde. Discrepanțele se văd între copii. Încă mai sunt. Asta este, sigur, nu încă mai sunt, o să fie totdeauna și probabil că așa e bine să fie, fiecare cu soarta lui până la urmă, cu posibilitățile lui. Și atunci acești copii, unii dintre ei sunt chiar privilegiați, sunt privilegiați, alții nu sunt privilegiați, sunt invers, sunt, nu-mi găsesc cuvântul acum, și sunt obligați să mai facă și altceva pe lângă, pe lângă facultate, dar sunt situații când copii cu bani mulți se duc să mai muncească ca să câștige și mai mulți bani. Aici eu nu mă amestec, e problema familiei, e problema lor. Important este ca absolvenții de facultate să fie performări și să facă facultatea așa cum trebuie. Da, și să rămână și la noi și să ne dezvoltăm așa ca societate, pentru că e foarte important. Avem nevoie de specialiști în orice domeniu și categoric. De medici buni și de profesori buni și de ingineri buni. Și de mecanici buni și de instalatori buni și de o mulțime de meserii care pot să aducă, adică pot să se câștige bani buni, bani mulți cu ele și avem nevoie, pentru că noi acum toți vrem să fim profesori, doctori, ingineri și meseriile de care avem atâta nevoie sunt lăsate la index. Știi ce se întâmplă la colegiile tehnice? Ar trebui să-și îndrepte copiii către facultăți tehnice sau către școli post-liceale tehnice, pentru că într-adevăr avem nevoie și de acest segment de meseriași care să rezolve problemele. Ai o problemă cu instalația electrică, cauți un electrician bun, sau cu instalația sanitară, cauți un instalator bun. Nu găsești. Și e important. Sigur că da. E important și sectorul acesta și, bineînțeles. Toate sectoarele sunt importante, doamnă. Sigur că da. Toate sectoarele sunt importante. Și orice muncă este făcut așa, cu responsabilitate. Este o mașinărie mare, știți? Mi-aduc aminte acum câțiva ani de zile am avut-o, mi s-a fisurat o țeavă în baie și am găsit greu să vin, a venit cineva închis bun și mă gândeam așa, ce să ne dăm noi mai baie? Eu sunt profesor, eu sunt doctor. Poți să fii profesor, poți să fii doctor, poți să fii ce vrei tu, dar când s-a rupt o țeavă în baie și îți umple casa cu apă, degeaba ești doctor și profesor, trebuie tot un meseriaș care să... Deci fiecare să fie bine pregătit pe sectorul lui. Doamnă, cu permisiunea dumneavoastră, putem să mergem și noi în sala de zbor? Vă rog frumos să mergeți, să vedeți acolo ce se întâmplă. Avem niște copii care sunt voluntari și sprijină acțiunea caravanei. Și poate despre o săptămână, două, o să ne mai așezăm o dată aici în birou, să discutăm despre oferta școlară, ce rezervați copiilor pentru anul care vine, da? Vă așteptăm. Eu vă mulțumesc foarte mult. Mare și drag. Succes în continuare. Mulțumesc și dumneavoastră, multe emisiuni interesante și frumoase și multă sănătate. Așa cum v-am promis, am venit aici în sala de sport, unde este organizată această întâlnire între elevii de la CUZA și reprezentanții ai universităților din lumea întreagă, se pare, nu? Da, sunt mai multe universități internaționale din Olanda și din Marea Britanie, dar avem și programe de consiliere care oferă informații despre cum să aplici la universități, într-adevăr, cum a spus și dumneavoastră, din toată lumea. Și până acum au venit mulți copii care să vă ceară sfatul? Au venit, acum suntem așa într-o mică pauză, sunt alte clase programate. Deci mă scuzați, totul a fost pe program, deci da. Clase programate, nu vine cine când vrea. Nu, doamna director împreună cu echipa s-a mobilizat foarte bine și a programat clasele în așa fel încât să fie un flux continuu și elevii să găsească informațiile de care au nevoie, în liniște, organizat. Până acum, cum vi s-a părut? Cam care ar fi opțiunile copiilor? Sunt diverse. Sunt copii care își doresc să-și continue studiile universitare aici în România. Drept urmare, avem invitate și instituții care oferă oportunitatea de a studia în România, cum este de Entrepreneurship Academy sau American Hotel din Brașov, dar sunt foarte mulți care sunt interesați sau cochetează așa un pic cu ideea de a studia în străinătate și atunci venim în sprijinul lor
cu invitați internaționali și cu programe care să îi ajute cu toate informațiile de care au nevoie, inclusiv pe partea de aplicație atunci când se hotărăsc să studieze în străinătate. Spuneți-mi, vă rog, știți ceva și despre costurile care sunt implicate în această plecarea lor în străinătate, că probabil că nu e degeaba. Costurile sunt diverse, n-aș putea să vă dau o sumă, pentru că depinde foarte mult de aplicat, de universitatea la care vor să aplice, de orașul în care vor să meargă. Există diferențe între Marea Britanie și Olanda. Unii ar spune că în Marea Britanie este mai scump, dar în același timp acolo au posibilitatea de a accesa împrumutul guvernamental care le acoperă taxa de școlarizare și atunci ei au nevoie să investească doar în costurile de trai. Pornind, nu știu, sunt orașe în Marea Britanie, de exemplu Sheffield-ul, care cu 1000 de lire te poți descurca pe lună, acoperind toate cheltuielile, dar, cum este Londra, orașe mult mai scumpe, care necesită mai mulți bani. Da. Vreau să vă întreb cum vă numiți și în ce calitate sunteți astăzi aici, la Focșani, la liceu, la Colegiul Național Alexandru Iancuza, un liceu cunoscut în toată țara. Da, este un liceu foarte bun și am ales să venim în acest liceu tocmai pentru că e una dintre instituțiile care are rezultate foarte bune. Numele meu este Alina Ciobanu, sunt coordonator educativa, sunt coordonator general educativa fiind organizația care a făcut posibil acest eveniment în parteneriat cu liceul Alexandru Iancuza. Vă mulțumim foarte mult! Sunt consilier Edmundo și ne face plăcere să fim astăzi aici, la liceul dumneavoastră. Edmundo este un serviciu care oferă consiliere pentru studenți străinătate în destinații precum Marea Britanie, Olanda și Danemarca. Acestea sunt cele mai populare destinații de la noi din portofoliu. Lucrăm cu foarte mulți elevi de clasa 12-a și studenți care sunt dorniți să aplice la master în străinătate. Ne bucurăm că suntem și în Focșani și că luăm legătura și cu elevii de la aceste licee și sperăm să avem cât mai mulți români care să ajungă la studii în străinătate și să ne reprezinte practic țara peste hotare. Spuneți-mă, din cele văzute până acum, care vi s-au părut că ar fi opțiunile copiilor, ale elevilor? Cei mai mulți aleg Marea Britanie tocmai pentru că găsesc o paletă variată de programe, de domenii de studiu. Avem, nu știu, de la inteligența artificială până la teatru, film, multimedia, design, foarte, foarte multe programe. Tocmai pentru că programele sunt cu predare în limba engleză, elevii aleg această destinație. Sigur că da, mergem și în Danemarca, unde învățământul este gratuit, în Suedia. Și în Suedia e gratuit? Da, și în Suedia. Asta e o informație excelentă, deci în Danemarca și Suedia. Este gratuit pentru cetățenii europeni, da? Cei care au pașaport sau buletin românesc, chiar și pentru cetățenii din Republica Moldova care au cetățenie română, cumva și ei pot aplica gratuit la studii. Acum, dacă învățământul este gratuit, nu înseamnă că nu avem nevoie de bănuți pentru a ne întreține acolo. Îmi cer scuze că mă uit la dumneavoastră și nu la domnul. Deci mereu le spunem și despre asta, despre buget, că e foarte important, chiar dacă nu avem taxe, să ne vorbim cu părinții din timp și să ne facem un buget pentru cheltuielile personale. Deci pentru cheltuielile personale sunt cheltuieli personale, numai învățământul este gratuit. Învățământul este gratuit. Cazare, masă, asta trebuie pusă și... Trebuie cumva să ne o asigurăm singuri. Bineînțeles, există și posibilitatea de a munci part-time, pentru că în străinătate, cumva, cultul jobului part-time este mult mai dezvoltat decât la noi, dar cultura jobului part-time, da? Și studenții pot lucra... Evident, joburi part-time pentru studenți, chelneri, împart cliente, spală vase, un lucru de genul acesta, dar pentru care pot fi plătiți și pot acoperi cumva o parte din cheltuieli. Da? Bineînțeles și cu sprijinul părinților la început. Asta e foarte important, să discutăm și despre buget, pentru că nu există studiu în străinătate fără buget, din păcate, adică trebuie să fim susținuți și din acest punct de vedere. Eu vă mulțumesc foarte mult și vă doresc cu mare plăcere. Tu ce cauți aici? Am venit să văd exact ce implică acest program University Day și să mă înștiințez în legătură cu viitorul meu și ceea ce vreau să fac. Cam ce ai vrea să faci? Scopul meu este să fac SNSPA, Facultatea de Științe Politice. Da. Nu vrei să pleci în țară?
Nu, momentan nu mă gândesc la asta. Foarte frumos din partea ta. Cum te numești? Ceară Teodora Carmen. Teodora, tu ești în clasa 12 acum. A 11. A 11 ești, în clasa 11. Păi îți doresc mult succes. Vă mulțumesc, da? Mult. Ești clasa 11 și deja te interesează, da, ce vrei să urmezi, da? Și da, ce ai vrea să urmezi? M-am gândit la drept. În România? Sau? Da, în România. Mie îmi place când aud pe copii că vor să rămână în România. Le spui cum te numești la telespectatori? Mă numesc Iordache Iulian Răzvan. Sunt clasa 11-a E, la Colegiul Național Alexandru Ioan Cuza. Și te-ai hotărât pentru drept, de ce vrei să fii judecător? Da, mă rog, avocat. Avocat vrei, da, să fii. Îți urez mult succes, mi-e dor de clasa voastră. Mulțumesc frumos, doamnă. Tu cum te numești? Morcov Pahuncea Elena. Și ce faci tu aici, Elena? Eu prezint Entrepreneurship Academy, o facultate de antreprenoriat care are sediu în București, dar care merge pe sistemul de învățământ finlandez. Ea încurajează practic studenții să-și deschidă o afacere sau să lucreze împreună cu alți studenți mai mari sau de vârsta lor la o afacere nouă. La o afacere. Tu vrei să urmezi această facultate? Da, da. În ce clasă ești acum? A 11. A 11. Și te-ai gândit serios ca să mergi, da, și să, da, pleci în străinătate? După ce termin facultatea, da. După ce termin facultatea. Da. Oricum, și în timpul facultății sunt stagii de practică în Olanda, de obicei, și vreau să merg și acolo. Vrei să mergi acolo. Da. Succes mult! Mulțumesc! Bună ziua, mă numesc Paula Andreea. Andreea, ia spune-mi, tu ești voluntar aici. În ce constă acest voluntariat? Voluntarii astăzi se ocupă de fluidizarea oamenilor care trec, cursuri de oameni. De asemenea, avem grijă ca fiecare expozant care participă astăzi la University Day să primească o cafea, un ceai. Îi ajutăm cu tot ceea ce au nevoie și până la urmă ne descurcăm cu oamenii. Ce clasă ești? Eu sunt a noua. Tu ești clasa a noua. Și cum ți se pare această activitate de astăzi? Mi se pare foarte importantă, pentru că este extrem de important să alegem drumul corect cât mai devreme, pentru că așa putem să ne focusăm pe ceea ce vrem să facem, de fapt, după liceu. Tu ce vrei să faci după liceu? Nu știu. De aia sunt foarte bucuroasă că astăzi avem parte de asta, pentru că mă ajută foarte mult. Da, ai vrea să rămâi în țară, să studiezi în continuare sau să pleci în străinătate? Da, mie mi-ar plăcea să rămân în țară, întrucât consider că sistemul universitar este destul de bine dezvoltat. Foarte bine dezvoltat. Da, este, da. Mă bucur mult că aud lucrul ăsta. Îți doresc succes. Mulțumesc. Doresc mult. Tu ce clasă ești? A 11-a. Și ai venit aici pentru ce? Eu vreau să dau la universitate, la drept. La București? Da, la București. Vrei să rămâi în țară, da? Da, vreau să rămân în țară. Știu că tu ești un copil serios, mi-ai fost elevă și știu ce copil ordonat și serios ești. De ce nu vrei să plece? Văd că mulți vor să plece din țară. Nu, îmi iubesc țara și aș vrea să rămân aici. Foarte frumos din partea ta. Cum te numești? Angela Lina. Angela Lina, clasa 11-a la Colegiul Național Alexandru Ioan Cuza, rămâne în București la Universitate. Felicitări! Mulțumesc. Felicitări! Mai am aici fete foarte bune, dar nu știu de ce vină încoa și tu nu. Sunt emotive. Tu cum te numești? Maria Vidrașc. Maria, tu ce clasă ești? A 11-a. Și ce faci tu aici? Acum? Păi sunt voluntar la Internship Day, pentru că sunt în Consiliul Școlar și au nevoie de o anumită asistență, ei fiind trecând prin mai multe licee, au nevoie totuși de un ajutor, pentru că fiecare liceu cu ale lui. Dar spune-mi, te rog, din cele văzute până acum, ți-ai ales ceva, te-a tentat ceva? Da, am mai fost la Facultatea de Realitate. Este o facultate foarte interesantă, am mai fost la niște cursuri și acum chiar stau mult la standul lor și vrei mai... Vrei să rămâi în București sau vrei să pleci? Adică vrei să rămâi în țară sau vrei să pleci? Sincer, aș vrea să rămân în țară, dar dacă nu o să găsesc oportunități care să mă satisfacă, probabil o să merg în străinătate, dar în orice caz în țară vreau să fac ceva. Felicitări, succes, mă bucur, mă bucur. Știți, îmi bate inima mai tare pentru că pe aceste două domnișoare le-am avut eleve din clasa 5-a, pe Elena și pe Andreea și uite acum sunt în clasa 11-a, mai au puțin și or să-și ia zborul în lumea întreagă. Spune-mi, Elena, tu ce vrei? O să dau de la drept și după procuratură o să... Dar rămâi în țară sau vrei să faci drept? În țară. În țară. În țară. Ce mă bucur, copii excepțional. Tu, Andreea? Eu nu știu exact ceea ce vreau să fac mai departe, încă sunt la momentul în care trebuie să iau o decizie, dar oricum, orice ar fi, eu vreau să rămân în țară. Mai știți ce bucurie îmi face? Sigur că e foarte frumos în țările din Uniunea Europeană, dar să mergi în vizită, să mergi și să mergi cu ce ai învățat aici, să te dai mare că tu știi mai mult decât ce știu ei acolo, nu? Da, da. Să le facem în ciudă, nu? Da, asta poate fi unul dintre principalele motive pentru care oamenii pleacă, dar nu știu, consider că dacă stăm aici noi putem poate schimba sau aduce un plus României. Eu vă spuneam mereu, voi sunteți cele care puteți să schimbați fața acestei țări, să fie
considerată așa cum merită să fie considerată. Amândouă eleve foarte bune, stimați telespectatori. Nu vă mai întreb între ce an a trăit George Enescu, că ați uitat probabil. Eu glumesc acum, vă doresc succes mult. Mulțumim frumos. Deci ea este Elena și ea este Andreea, la clasa 11-a. Succes mult. Și Ingrid mi-a fost elevă tot în clasa 5-a și uite în clasa 11-a și este în situația de a-și alege viitorul, nu până la urmă, Ingrid? Da. Te-ai uitat puțin pe aici? Da, m-am uitat. Și? Și nu știu, să mă gândesc. Cam, mă rog, cât de cât, ce te-a Eu vreau să mă îndrept spre drept. Deci drept vrei să faci. Și vrei să rămâi în țară sau vrei să urmezi în o facultate în străinătate? Asta nu știu încă foarte bine. Mai am timp să mă gândesc puțin. Mai un an. Mie mi-ar plăcea să rămâi aici. Da, și mie. Să vedem. Ce să vedem? Nu știu. Nu știu ce oportunități sunt. Ai văzut facultatea de drept de la București? Ai vizitat-o? Da, 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 știu, am fost. E frumoasă. Da, la universitate, normal. La universitate și o facultate de stat și cu profesori foarte serioși. Da, clar. Ce să spun, îți urez succes mult, nu? Mulțumesc. Și pe această domnișoară superbă am avut o elevă din clasa 5-a, nu? Da, doamnă. Și acum tu ești în clasa 11-a și te gândești deja la ce facultate vrei să urmezi. De fapt, încă mă hotăresc. Încă te mai hotărăști? Da. Dar ce ți-ar plăcea? Că tu erai o artistă, tu scriai, tu... Istorie. Deci tot o facultate de spirit adevărat, da? Istorie, pentru că istoria întotdeauna a fost pasiunea mea din clasa 3-a. Nu există, cum s-ar zice, o țară favorită. Toate îți plac. Da. Deci ai studiat cam tot ce se poate studia în fiecare țară? Da. Excepțional. Și literatura, și muzica, și arta. Știi că eu vă spuneam vouă că nimic nu se dezvoltă de una singură și literatura e mână-mână cu muzică, cu sculptură, cu arhitectură, cu societatea care, la nivelul la care se află în perioada respectivă. Îți dorim mult succes! Vă mulțumesc! Spune-le telespectatorilor cum te numești. Beșleagă Ioana. Ioana Beșleagă, un copil excepțional. Felicitări, succes! Vreau să transmit salutul doamnei decan, o persoană foarte deschisă și apropiată de studenți, care vă urează să vă găsiți drumul spre împlinirea profesională, călăuziți fiind de adevăratele valoare ale societății, pe care sperăm să le găsiți și în cadrul Facultății de Farmacie din Iași. Și acum voi da cuvântul doamnei conferențiar. Da. Nu reprezint neapărat facultatea de bioinginerie, da? Deci este o altă facultate a universității noastre, repet, eu am absolvit și reprezint facultatea de medicină dentară, dar vă transmit posibilitățile de studiu la aceste facultăți și marile posibilități de împlinire a dumneavoastră profesională în viitor. Este o facultate relativ nou înființată. În 1998, profesorul George Emil Palade, dându-și avizul pentru dezvoltarea acestei facultăți în cadrul universității noastre și apreciind ca pozitivă această înființare. Ce face facultatea de bioinginerie? Cât timp este această facultate? Deci, durata de studii este pentru 4 ani. Tot în cadrul acestei facultăți mai aveți și specializarea de baneo, fiziokinetoterapie și recuperare, care are o durată de studii de 3 ani. Cine nu dorește să realizeze o perioadă mai mare de studiu are această posibilitate de împlinire profesională pe o durată de 3 sau de 4 ani. Această facultate, sau bioingineria ca și concept, integrează principii de fizică, de matematică, de biologie și chimie. Se abordează științe inginerești. Practic, va trebui, începând, s-a dat o nouă lege din acest an, toate instituțiile de stat vor fi obligate să aibă în statul lor bioinginer. Deci oportunitățile ulterioare de angajare a dumneavoastră vor fi destul de ridicate. Avem locul 5, bioingineria ocupă locul 5 în lume, ca și profesie, dintre cele mai bune profesii, un studiu realizat în 2017. Este un domeniu interdisciplinar foarte vast, deci luați contact și posibilități de lucru foarte vaste și cu chimie, repet, cu matematică, cu fizică, cu biologie. Bioinginerie este cea care este implicată în
dezvoltarea organelor artificiale, tehnici medicale imagistice, laser, implante protezice, sisteme de menținere a funcțiilor vitale, tot ce ține de aparatură medicală, fiind realizate de bioingineri și controlate de aceștia. Pentru admitere, și ulterior vom reveni pentru admitere la nivelul întregii universități, trebuie să dați examenul la o singură materie, testul este grilă. Pentru specializarea bioinginerie veți da matematică sau biologie, clasa 11-a, iar pentru balneo, fizio, kinetoterapie și recuperare veți da biologie, clasa 11-a. Sigur, media de admitere nu este chiar atât de mare, adică practic nu este inabordabilă ca și facultate. Locurile sunt numeroase, avem locuri cu taxă și fără taxă și valabil pentru toate facultățile, avem locuri cu taxă și fără taxă. Și aici ar trebui să știți că dacă intrați la locuri cu taxă, ulterior, după sesiunea din primul an sau sesiunile din primul an și rezultatele obținute, se face reclasificarea și puteți intra la locuri fără taxă, în funcție de media obținută. Domeniile sunt bioinstrumentație, bioinformatică, biomecanică, biomateriale, kinetoterapie, reabilitare generale, generală, utilizarea roboților în medicină face parte. Deci bioingineria vă oferă o portiță și o deschidere pentru cine dorește un domeniu de abordare din robotică medicală. Dar toate dispozitivele medicale din medicina internă, chirurgie, cardiologie, ortopedie, oncologie, neurochirurgie, toate sunt controlate, verificate de bioingineri. De asemenea, ce se face la nivelul acestei facultăți, se produc compuși bioactivi cu proprietăți farmaceutice, alimentare, cosmetice, dându-vă o altă direcție, dacă doriți, de lucru. De asemenea, protezare, ortezare, inginerie tisulară, tot ce se confecționează la nivel de țesut, da, peacemaker, poate ați auzit, da, pentru inimă, proteze, au aportul bioinginerilor. În kinetoterapie, fizioterapie, recuperare medicală. Și pentru aceasta nu aveți decât 3 ani de învățat, deci o facultate pe o perioadă de 3 ani. Ceea ce este foarte important, conform statisticilor realizate de Organizația Mondială a Sănătății la nivelul 2016, indicatorul specific, adică câți bioingineri avem la 10.000 de locuitori, la noi este foarte mic, e 0,64. Procent mult inferior comparativ, de exemplu, cu aveți Islanda 1,7, Israel 2,48, Finlanda 2,73, Singapore 5,7 și nu, ceea ce arată o nouă branșă, da? O nouă deschidere și oportunități foarte vaste pentru viitor de angajare și de lucru la un nivel high level, adică la nivel înalt. Ca și competenții, vă asigură suportul tehnic și puteți lucra pe echipamente clinice, pe echipamente inteligente de protezare, puteți lucra în sinteza, evaluarea, testarea compuștilor bioactivi, în sisteme informatice medicale, ca și carieră fiind bioinginer, fizioterapeut, informatician, statistician, manager într-o direcție de sănătate publică sau casă de asigurări de sănătate, în învățământ, în cercetare, în laboratoare de analize medicale, în industria medicamentelor sau în alte firme de protezare. Sigur, activități foarte vaste, noi avem la nivelul întregii universități, fiecare facultate are o societate de studenți care antrenează în implicarea diverselor activități sociale, culturale și științifice, bineînțeles. De exemplu, eu vă dau un exemplu pentru noi, Facultatea de Medicină Dentară, facem deplasări cu studenții în fiecare săptămână, cu grupa fiecare cadru didactic, mergem la școli și la grădinițe din Iași, de la noi, facem educație sanitară, le facem control stomatologic. Este o acțiune care este foarte plăcută studenților și pentru noi, pentru că totuși și sperăm în viitor, prin rezultatele pe care le obținem, vedem câte căriuțe, să spunem, au copiii într-o școală și la nivelul județului Iași, poate în viitor vom motiva decidenții politici și ne vor da o finanțare prin care să asigurăm măcar o prevenție primară a cariei dentare la nivelul copiilor, astfel încât ei să plece măcar din școală sau voi, de acum în viitor, care vor fi în locul vostru,
la o vârsta de 18 ani să plece cu un status odontoparodontal, adică cu dinți integri, adică fără nicio leziune. Da? Deci, cu siguranță, sunt mulți dintre voi care au probleme stomatologice și care, vedeți și voi, accesul la servicii este foarte redus. La Casa de Asigurări Națională de Asigurări de Sănătate, și dacă se filmează, nu oferă suportul necesar, da? Și banii necesari, plafonul pentru asigurarea serviciilor stomatologice de calitate. Da? Trebuie să punem pasamentul în mat și la revedere. Admiterea în 2017, vă prezint domnișoara doctor, care este mai nou absolventă, cum să dau admiterea la noi la universitate. Da? Sunt elevi de clasa 12 aici? Admiterea la Universitatea de Medicină și Farmacie aceasta este dată de 26 iulie. În ceea ce privește ponderea notelor, bacalaureatul înseamnă 10% de media finală, iar restul de 90% înseamnă nota în urma concursului de admitere. Acesta constă într-o teză scrisă pe o perioadă de 3 ore, cu întrebări tip grill, atât complement simplu, cât și complement multiplu. Întrebările sunt atât la prima vedere, cât și întrebări din colegiile publicate de Universitatea de Medicină și Farmacie din Iași. Și în funcție de facultate, avem, poate fi la două materii, da? Deci întrebările sunt din două materii, pentru medicină și medicină dentară. Avem o materie obligatorie, biologia de clasa 11, adică anatomia și fiziologia omului, și la alegere între chimie organică și fizică. Acesta este pentru medicină și medicină dentară. Pentru farmacie, obligatorie este chimia organică. În timp ce la alegere puteți opta între biologia vegetală sau anatomia și fiziologia omului. Ponderea pentru, în calcul notei de la teza materie principală, materia obligatorie, întrebările din materie obligatorie vor fi în procent de 60%, în timp ce întrebările din materia la alegere va fi în procent de 40%. Pentru bioinginerie se dă examen doar la un singur obiect, la o singură materie. Matematică M2, clasele 11 și 12, sau biologie, deci la alegere, între matematică M2 sau biologie clasa 11, anatomia și fiziologia omului. Pentru specializarea banilor, fizioterapie și recuperare, se dă biologia de clasa 11, anatomia și fiziologia omului. În timp ce pentru admiterea la specializare, asistență medicală generală, nutriție și dietetică, tehnică dentară, avem la alegere între biologie clasa 11 sau chimie organică. Trebuie să menționăm că pentru fiecare obiect, acum anul acesta este un singur manual. Într-adevăr, este o activitate foarte spornică astăzi la CUZA. Am întâlnit-o pe doamna conferențiar Iulia Săveanu de la disciplina de prevenții, Facultatea de Medicină Dentară, Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore Tepopa, Iași. De ce ați venit astăzi aici, doamnă? Deci am venit că la nivelul universității se realizează o caravană prin care se promovează Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore Tepopa Iași. Dorim orientarea viitorilor specialiști în domeniul medicinei, a medicinei dentare, a farmaciei și a bioingineriei către universitatea noastră să se pregătească viitorul țării în aceste domenii în universitatea noastră. Să atragem cât mai mulți studenți, să le prezentăm oportunitățile noastre de carieră, de dezvoltare, să le prezentăm culturalitatea orașului nostru, tradiția noastră și tot ceea ce avem noi ca rezultat al activității științifice la nivel academic, cultural, interdisciplinar și practic și clinic la nivel de pacient. Iașul, de altfel, este un oraș complet, că ați pomenit, și are multă cultură, are multă istorie, multă tradiție, o facultate de medicină excepțională, profesori și studenți deosebiți. Mă bucur tare mult că ați venit aici la Colegiul Național Alexandru Ioan Cuza, unde sunt elevi deosebiți. Da, se vede în prezentarea dumnealor și în prezentarea liceului. Noi desfășurăm această activitate la nivelul liceilor din întreaga Moldovă. Pentru ziua de astăzi avem în vizor Focșaniu și Tecuciu. Mâine urmând să mergem la Galați, Brăila, și ulterior ne înapoiem la Iași. Este o acțiune care se desfășoară de ceva vreme,
știu, în jur de două luni. Informații privind universitatea noastră le găsiți pe site-ul universității www.umf.iași. Sigur, poate și celelalte universități își prezintă universitatea, dar ar fi bine ca și elevii să fie corect informați din punct de vedere științific pentru a putea să ia o decizie corectă în ceea ce privește viitorul dezvoltărilor profesionale. Vă mulțumesc mult, doamna conferențiar, și vă mai așteptăm. Mă bucur că l-am întâlnit aici pe Teo, că eu știu că el vrea să urmeze medicină. Da, medicină militară. Medicină militară. Da, în cadrul facultății de la București, Carol Davila. Davila, cum ți s-a părut activitatea de astăzi? A fost ceva nou, pentru că de când sunt în liceu particip pentru prima oară. Zic că am primit informațiile necesare, iar pentru mai multe, zic că la simulările organizate de facultate sau pe site-ul lor o să găsesc tot ce trebuie. Deci tu ești hotărât să urmezi facultatea de medicină, nu vrei să pleci din țară? Aș vrea să plec din țară, dar doar la un rezidențiat, doar pentru o practică, dar tot aici cred că mă întorc. Mi se pare corect. Mi se pare corect, tu ești un copil serios, un om. Bine, asta nu înseamnă că cei care pleacă nu sunt serioși, dar îmi place să văd așa copii, că să văd pe elevii noștri că sunt legați de adevăratele de țara noastră. Nu, tu ești primarul copiilor. Da, primarul tinerilor, și aș vrea să vă dau dreptate, pentru că nu ar trebui să ne pierdem valorile țării, deoarece în alte țări la fel, oamenii rămân acolo și de aceea poate sunt și mai dezvoltați. Noi, da, la fel, trebuie să păstrăm această inteligență noastră. Categorie și slavă Domnului că e multă inteligență pe care nu trebuie să o pierdem. Da. Ce pot să mai zic? Așa, în calitate de primar al elevilor, ce le recomanzi tu acum? În calitate de primar al Consiliului Local al Tinerilor, aș vrea să le spun tuturor tinerilor că trebuie să muncească pentru rezultatele lor, să fie dedicați, să facă tot ce le place. Eu îți mulțumesc mult, Teodor. Teo, succes mult!